Și dacă o să mă apropii de asta, o să zici că nu mi-s toată în cameră. E? Altceva. Mai scoatem? Nu! E bun. E bun, că dacă fac așa... Ia, apropie-te. Cine-i tot sună? Inana! Îmi iau un... Îmi iau un furățel. Nu, ca așa smuce găite. Ce mă enervez când pui pe alea. Dar și eu ce să fac? Nu este problema mea. Nu-i vina mea că ele pică, na. Iui, ce frasă cu așa. Uite, mi le iau în două. Cât de ude să fie? Le uzi ca lumea, le speli practic, dar doar cu apă și pe le storci bine. Nu fie, nu curg apă din el. Wow, YouTube! De când nu ne-am mai văzut? Da. Îmi scuzați inactivitatea pe baza fondului nervos de care am suferit, sau nu știu cum să spun. Scuzați inactivitatea datorită nunții anului prin care toată România a trecut. Glumesc. Totul pică astăzi. Nu putem. Nu ne descurcăm astăzi la nimic. E duminică. Mulțumesc, iubire! Minunat! Și noi ne machiem, vreau să ne machiem împreună, o să vă iau cu noi la mall. Merem la mall, pentru că vineri plecăm în vacanță. Ce-i, Mițu? S-o căcat. Ce-i, mami? Ce s-a întâmplat? Știe că filmăm, când e pe cameră, e foarte camera așa, nu vorbește. Na. Deci. Să revenim. Este duminică și noi vineri plecăm în vacanță și mergem până la mall să ne căutăm un alta, hăinuțe și chestii de vacanță. Ideea e că în timpul în care filmez acest clip, pentru voi, o să fie nevoie să filmez un Get Ready With Me și pentru TikTok, fiindcă am ceva să le comunic oamenilor de acolo. Bineînțeles că și pe voi vă privește, dar comunitatea mea de pe YouTube este puțin mai mică și oamenii de pe YouTube mă urmăresc pentru că le place cum vorbesc eu sau bănuiesc că asta e chestia. Știți cum i-am întrebat 100 de persoane? Na, eu nu i-am întrebat, au venit ei și mi-au spus și m-a mai mult decât mulțumit răspunsul ăsta pentru că până la urma urmei asta era și intenția mea. Na bun. Da, mi-am făcut sprâncenele cu ceară, de se poate observa. Îs vopsite, destul de proaspăt, cam de o săptămână și încă arată minunat. N-o să le mai conturez prea tare. Of, ăsta am vrut să stea pe umeri așa și mi se tot urcă, fii atent. Îs bronzată, apropo. Mai mult sau mai puțin cu intenție m-am bronzat, dar știi care e faza? Dacă mă pun să stau la soare 2 ore, nici pomeneală. Nu mă bronzez, veci. Ok, am nevoie de un parfum pe care să-l pun aici ca să pot filma cu telefonul, fiindcă eu așa fac. Ăsta cred că îl putem exila. Ok. Chiar n-ai filmat din cadrul ăla. Măi, a, oglinda se vede. Ok. Bau, prieteni, am repetat acest intro de cel puțin 4 ori. Nu mi-a ieșit și de-aia sunt plină de primer pe față. Da. Apropo, am încercat să filmez intro-ul ăsta de 1 milion de ori, nici te-ați observat. N-a ieșit, mă dau cu acest primer și vedem mai departe. Oh, tenul meu a început să arate super fain în ultima vreme, sincer nu văd motiv, dar pot doar să mă bucur de asta. Bun, minunat! Mai departe, aș vrea să folosesc... Bun, inițial am să folosesc ăsta, doar că știu că e foarte deschis. Nu, e foarte închis. What? E foarte închis pentru mine perioada asta. Și m-am gândit să-l combin. Nu știu ce să fac. Să fac, să nu fac. Ba nu, o să mă dau cu ăsta. Bine? Îmi pun numai un pic de concealer pe semne.
La unde ești acum? Ce fain e burețelul ăla mic. Da, mi-am luat fondul ăsta de ten când am fost la Pitești și am nimerit din greșeală în mall la Pitești pentru că am intrat să-mi cumpăr un rimel. Am realizat că o să plec la turci fără rimel la mine, ceea ce era o tragedie, fiindcă n-aveam nici gene, nici nimic. Și am găsit fondul ăsta de ten, mi-a recomandat fata de acolo, nu știam că există Shaik Parfum, deci să ne înțelegem, nu știam că este Shaik Parfum în acel mall, așa că na, da. Să vă spun și vouă, eu am cod permanent de reducere la Shaik Parfum, am o colaborare cu ei de super mult timp și sincer, vă spun cu una pe inimă, e firma mea preferată cu care colaborez, am o colecție și sunt foarte de treabă, gen și ei ca oameni și produsele pentru prețul lor îs wow, deci n-are rost. Am chestia asta aici pe față. E un semn. Cred că trebuie să mă duc la cosmetică să se ocupe cineva de el. Mi-a apărut exact când v-am spus că am fost atunci în Turcia cu pharmacy, imediat după nuntă. Și a fost un coș din ăla foarte mare și dureros de care nu m-am atins. Și nu m-am atins deloc, niciodată. Gen, l-am lăsat să treacă așa de la sine și s-a dovedit a fi în timp o, ca o... nu știu cum să zic, zici că e o beșică roșie, doar că e mult adânc sub piele și cred că e o conglomerație de sânge coagulat sau ceva acolo, care trebuie scos. Nu știu care e faza. În fine. O să mă ocup. Da, sincer, nu m-aș duce să-mi fac semne pe față dacă și așa plecă în vineri. Da, e bine. Ce? Nu știi cu ce să te îmbraci? Ce bai? Da, ia-ți că tai, doamne, iar, oricum nu se vede încolo. Se vede până la nici măcar jumătatea canapelei, mai încolo. Bogdi umblă pe aici dezbrăcat, bineînțeles. N-ai cu ce să te îmbraci, este? Nu ți l-am pus. Am vrut să pun foarte puțin fond de ten, am avut un machiaj din ăla natural. Nu. Una cu pudra asta, e gen de la set, de la, wow, să mă fac pe roche, pe fustă, actually. E set de la fond de ten. Pare faină, dar, na, mi să nu fie cumva închisă, eu nu am dat seama până acum. Că nu pare a fi pudră translucidă, știi? Adică, parcă zici că are culoare. Nu mi se pare să mă închidă, habar n-am, nici m-am uitat dacă e vreo nuanță. Pensulele astea năpârlesc, man. Am de gând să-mi fac machiaj așa, destul de natural. Și să mă dau cu roz mult în obraj. Că mai nu îmi place cum stă cu schema asta. Și văd că și lui Bogdi place. Am făcut o bubă la gură, în cazul în care nu v-ați dat seama. Nu știu pe baza a ce... Dar să mai întâmplă. Narcisa! Pe naiba am făcut. Da. So, this happened. Da. Minunat. Eu nu prea mă dau cu iluminator, așa că nu o să fie așa o pagubă. Nu l-am avariat chiar atât de tare, e ok, năpârnesc! Cât mai ai de? Nu mult. M-a spus păr? Da. E bun. Na, hai să vedem că o să vreau să-mi fac un pic odița de la sprâncene cu ăsta de la NYX, Tame & Frame. Asta nu-i pensula mea preferată, dar aia mea e murdară. Sau n-o găsesc, adică ambele. N-o găsesc pentru că e murdară. Și vreau un pic să-mi fac odița. Mi-a zis Bobby să mă grăbesc. Beautiful. Cam asta ar fi. O să mă dau cu un pic de tușuleț. Dacă îl găsim. L-am găsit. Doamne, amețeală. Pero
acea simplitate să facă. Asta e. Hai că a reușit să plec. Arăt foarte rău cu baticul ăsta acum, nu știu, nu mai știu să-l pun. Înainte îl puneam fain. Îmi încarc video pe TikTok pentru că n-am mai apucat. Am zis că plecăm, frate, la oră rezonabilă. Dar e 7, ce cumpărături mai facem noi? Acum la 10 se închide mall-ul. Na, în fine. Sper să avem vreme. Ideea e că până acum îmi puneam baticul ca să arăt bine. Gen, îmi plăcea cum arăt cu batic. Mi se părea că se potrivește la ținute, diferite ținute, diferite culori de baticuri de astea. Nu contează. Dar acum, când am într-adevăr nevoie de acest batic, și vă zic imediat de ce, nu mi-a ieșit să-l pun. Deci mi se pare că arăt ca un prezervativ. Ce face asta? Na. Faza e că nu pot să mai stau fără să ies în lume, fără batic, indiferent că am părul spărat sau nu, că logic e proaspăt spărat acum. Dar problema e că extensiile mele au crescut luna asta cu viteza luminii sau ceva, pentru că arată ca și cum ar fi trecut 3 luni de când mi le-am pus, dar mi le-am pus exact în 28 aprilie, adică înainte de nuntă. Și au crescut enorm, vreo 2 atârnă. Am făcut ceva cu ele, îți dai seama, și faptul că am fost coafată și chestii de genul ăsta, o fi vară, am transpirat mai mult, naiba știe. Dar și plus că mi-am schimbat tipul extensiilor, nu port același tip de extensii pe care le purtam acum în trecut sau nu știu cum să vă zic. Mi-am schimbat tipul de extensii, da? Mi-am cumpărat altele acum, ultima oară când mi le-am pus. Și poate o fi banda aia diferită, pentru că a fost cu lipiciul lor din fabrică. M-a și întrebat atunci, ca să pună lipiciul de la ea, benzinalea de la ea, sau să le lase. Și nu știu, să știu ce are. Sigur, sunt ok. Dar, na, las că mă duc acum marți. Am programare să mă vopsesc și să mi le facă, că nu se mai pace. Și de-aia am neapărat nevoie de batic. Mai bine puneam pălărie. Doar că faza e că cu pălărie mi-e incomod, așa, nici nu pot să mă pup ochii. Am impresia că am ceva mare pe cap. Așa este, de fapt, dar în fine. Dar mergem la mall. Vă las, ne vedem la mall. Plouă ca naiba, adică nu plouă așa tare, dar e foarte urât. E gri. Doamne, urăsc să-mi încarc videouri pe date, mai ales când sunt pe drum, pentru că nu se încarcă nici în jumătate de oră. N-am mai avut timp acasă, pentru că o trebuie să mai tai un pic din el. Na bine, hai, că tot vorbesc, nu mai gat. Pa! Mi le dai acum? Na. S-a dus costumele la curățătorie. Păi cât de grele, iubire! Avem acolo la Bogbișor 5 perechi de pantaloni de baie. Surprinzător, ne plac toți. Halo! Se cumpără? Bună seara, prieteni! Ghiciți ce? Nu ne-a ajuns timpul să facem nimic. E 10 și un minut. Ne-au scos ăștia afară, practic. La Forum Sfert, ori închis toate magazinele. Și chiar m-am mega enervat că am fost în Office Shoes. Și era Forum Sfert și am găsit niște șlapi. Am vrut să-i luăm lui Bogdi. Și gen, i-am luat de pe raft, am mers la casă și am zis, na, ăștia. N-am stat. Adică am intrat, i-am văzut și am luat. Atât, că am mers anume după ei. Și a spus tanti că... A, numai, că am închis. Păi și gen, de ce n-ai spus în momentul în care am călcat în magazin? Știi, când intri undeva, ar trebui să-ți zic că, boss, nu mai intrați, că am închis. Nu, noi. Am luat șlapii. Na. Să nu-ți iei de acolo. Să-ți iei de altundeva. Că mai găsești Calvin Klein și, nu știu, în alții de aia. În fine, mi-e foame, foarte. Mi-e foame de când am ajuns la mall. Nu mi-am cumpărat nimic. Mi-am cumpărat 2 topuri din Zara, atât. Și în rest am cumpărat haine lui Bob de 15 milioane. Și nu o să vă mai fac haul acum, pentru că vreau să mănânc Mac.
O să ne oprim la McDrive. Ce serioasă sunt, mor. O să ne oprim la McDrive la stadion și o să-mi iau la, pentru acasă. Și mă duc acasă, trântesc plasele jos, mă dezbrac și mănânc la serial. Și atât. Vă filmez haul mâine. Alo! Suntem la semafor. E roșu de arăt în halul ăsta. Am uitat să vă spun ceva. Știți că eu nu mă prea uit la seriale, fiindcă, gen, nu prea avem când să ne uităm. Dar am început aseară un serial. Stai ca un păr. Așa. Și suntem mega disperați. La modul, am văzut aseară 8 episoade. Și astăzi de-aia n-am plecat la mult mai repede, pentru că ne-am uitat la vreo 4 episoade din serial și, da, this happened. Pentru toată populația globului care știa de serialul Manifest, eu nu știam, am aflat aseară. Și gen, am văzut că au apărut episoade noi, probabil sezonul 4 pe Netflix acum, dar noi le-am luat de la început, evident. Și suntem fierți, e foarte fain. Și suntem destul de pretențioși la seriale. La Mac e foarte coadă, e super, super coadă. Și cred că o să mă introduc înăuntru. Iau repede, numai să vedem dacă are unde să se oprească. Sau poate nu o fi chiar așa coadă. Ce zici, iubire? Îi? Vedem când ajungem la colț. Ce au ăștia colțul? Bună ziua, prieteni! Arăt îngrozitor. Este a doua zi, după cum v-am promis, e luni. E ora 6, am terminat lucrul, am avut foarte mult azi, arăt îngrozitor! O să vreau să mă machiez imediat puțin, așa foarte subtil, că am de filmat o campanie și nu pot să apar cu fața asta. Am gătit ca să avem și ce mânca astăzi, am făcut boc niște mazăre și ce piept de pui. Eu am mâncat pokeball din ăsta, sau cum se cheamă, opa, că nu mă vedeți. Chestia asta cu somon, orez, maioneză și sriracha. Dar n-am putut să mănânc tot. Am mâncat aici, în picioare, lângă air fryer, că l-amestecam în mazăre. Și din Bogdi. Astăzi mi-a adus soacră mea două gogoși, pe una am mâncat-o, mai avem una. Mi-a adus Bogdi niște nuggets, după cum place mie să spun, de la Profi. Și niște clătite din astea. Nu știu, n-am mai mâncat. Foarte drăguț din partea lui, nu i-a cerut nimeni nimic. Na, și atunci mă pun să-i termin mâncarea lui Bogdi și o să mă machez, îmi filmez campaniile și cu ocazia asta vă fac și vouă haul-ul pe care vi l-am promis, nu? V-am pupat. Nu întrebați, this happened. Am filmat două campanii diferite, așa că a fost nevoie să modific machiajul, să mă schimb și până la urmă am ajuns cu pălăria asta, pentru că salvează orice situație. Din câte știți de ieri, nu mai era practic nicio situație de discutat în legătură cu părul meu, așa că mâine îl rezolvăm, mai și mănâncă capul, nu mai pot. Mie nu e chiar atât de rău, doar că nu îmi place cum arăt, asta îi, na, trebuie să mascăm cumva asta, făcând pică toate, nu e în regulă. Ne-am adunat, hai la mama! Hai la mama și trebuie să vin vlog. Numai să nu dai jos camera, te roagă mami. Hai, vin aici. Opa, așa. Hai la mama să facem un thumbnail frumos. Zi, ceau, YouTube. Ceau, mami. Ceau, iubirea lui mama. Nimioara mea. Hai, du-te. Oh, e greu motanul ăsta. Na. Deci ne-am adunat aici ca să vă arăt ce am cumpărat ieri de la mall, pentru că așa au rămas. Așa că, na, tot o să trag de bluza asta, se pare, nu-i de purtat în public, îi de două poze și asta. Îi am luat-o de pe Shein? Da, am luat-o de pe Shein. Dar acum 100 de ani, gen, cred că de vreo 3 ani. Na, bun. Hai să vedem, o să le iau la nimerială. Vă zic de pe acum că eu nu mi-am cumpărat nimic. Mi-am cumpărat două topuri, restul tot e salut Bogdi și după aia vă mai fac un haul, că mi-au mai venit două colete azi de la farmacie. Și vă arăt și ce mi-a venit acolo, dacă tot. Na, am găsit la oferta asta în farmacie, de apă termală de la Aven. Foarte fain, am dat 75 de lei pe astea două, deci bombiță. Ok, ce, cu ce, nici nu știu cu ce să încep. Deci hai să vedem cu că toate salut Bogdi. Deci, o să începem cu tricourile astea pe care le-am cumpărat din Bershka. Deci am cumpărat un tricou din ăsta roz, care nu-i roz,
El zice că e culoarea mea. Asta e lavandă, gen, și asta e culoarea mea. Nu știu exact de ce, dar... Na, ok. Ăsta, simplu. Și avem două la fel. Le-am cumpărat pentru material, să le poarte pe la mare, că na, mergem în Turcia, din câte știți, vineri. Și să aibă niște tricouri așa, subțirele, deschise la culoare, fiindcă are numai tricouri din alea serioase de mers la birou. Și chiar nu se potrivesc la slip, de, nu slip, cum se cheamă ea lui de baie. Pantalon de baie? Nu-mi vine. Na, ăsta e la fel, doar că albastru. Bun. Aici avem o cămașă, nu, nu-i cămașă, ups. Aici avem pantalon de baie, deci am cumpărat așa o pereche. Toți pantalonii de baie sunt din... Alo! Ce faci? Filmez! Toți pantalonii de baie sunt din CNA, pentru că acolo am descoperit noi că îi se potrivește croiul și lungimea pantalonului și tot. Avem ăștia cu lămâițe. Sunt albastru închis, nu știu cum se vede pe cameră, cred că se vede bine. Mai avem ăștia în degrade. Nu-mi plac în mod special, dar sunt bun la număr, că nu stau acolo să spăl de mână pantaloni. Asta trebuie tăiată jos, că lui nu-i place. Plasa aia din interior. Ăștia sunt albastru închis simplu, naș, nu lui așa un pic marinăresc. Ok, și cred că mai avem o pereche, nu? Nu? Doar astea? Eu mi-am amintesc că am luat și la portocaliu, deci uite, clar, când se vede așa ceva, trebuie să merg la întreținere la păr. Nu e în regulă, stai de la ceafă, îl trecem aici. Vă faceți că nu l-ați văzut, da? Bun. Asta e geaca pe care am avut-o pe mine și alea șmecherii. Ok. Plasa numărul 2. Astea o să le pun aici. N-aveți voi treabă. În sfârșit am ajuns la cămașa aia de care ziceam. I-am luat o cămașă din asta din Zara. Mai are așa ceva din Zara cu dungi. Și de plajă și de mers la lucru. Dar asta e din aia așa de inuleț. Inușor, transparentă, de mare. Efectiv, când te îmbraci cu asta, ai impresia că mergi la cină, la mare. Ceva de bună. Eu nu știu ce tot face Bobby. Tot se aud chestii. Na, așa cum am luat niște tricouri din Zara, ăsta atâta îmi place, deci e superb. E un baby blue, nu știu cum să vă zic, dar materialul e atât de moale, e super, super fin. Deci îmi place de nu mai pot, doar că singura problemă e că am, erau și pe alte culori. Dacă le lua pe alea pe alte culori, practic același lucru, dar erau, știi, pe același suport, aveau mâneca super lungă, gen nu-i venea până aici, indiferent ce mărime și-ar fi luat. Deci, practic, nu erau același model, dar ar fi vrut să pară. Și nici mărimile nu se potriveau. Na, mai voiam și alte culori, dat fiind materialul ăsta superb, dar n-a fost să fie. Ăsta e tot din Zara, el n-are așa ceva, tricou, e mai serios. Și se îmbracă mult mai serios, dar tricou ăsta e cu model, uite. Cu șmecherie din aia de copii, așa-i spun. Dar nu e de copii, pentru că acum se poartă chestiile de genul ăsta. Nu e același albastru, apropo. Ambele sunt baby blue, dar nu-i deloc același albastru, nu știu care e faza. Ambele albastruri sunt frumoase, orice ar fi. O, și în sfârșit am ajuns, ba nu. Și am mai cumpărat din Zara și acești pantaloni, tot așa super de vară. Așa arată, îi un alb murdar, ceva de genul ăsta, materialul e plușat, pare și răcoros și gros în același timp, nu știu dacă are sens chestia asta. Și în sfârșit am ajuns la ce mi-am cumpărat eu. Mi-am luat două topuri identice din Zara. Unul alb și unul negru. Cred că le știți, toată lumea le știe, care a fost în ultima vreme în Zara, dar eu mi le-am luat pentru vacanță, fiindcă nu mă văd pe stradă purtând așa ceva neapărat pe la noi. Pentru că eu tot timpul trebuie să am ceva deasupra și cred că o să mă incomodeze tot volumul în zona asta. E un body, îmi place foarte tare că e mai brazilian așa. Pentru că nu-mi place să se întâmple lucruri în partea din spate, mai ales dacă port pantaloni strâmți, ceea ce de obicei se întâmplă, dar nu neapărat, pentru că dacă sunt large, se mulează așa cumva pe ăsta și nu arată bine, zici că ai Pampers. Deci da, big like. Și mai ales că partea asta de pe corp îi bumbăcoasă, cum e asta, nu știu cum îi spune, la materialul ăsta raiat, gen... Ok, fine, mi-e frică că o să se scămoșeze și o să fie greu de manevrat, dar nu-i problemă, vi l-arăt și pe asta pe alt, dar v-am zis că la fel. Na.
arată ca un kilot imens. Na bun, m-am dus să aduc cutiile cu produse, dar am zis că vă fac haul ce-o venit azi. Ah, și era să uit, mi-am mai cumpărat ceva, dar am izmene pe mine cu pisici, efectiv, în partea de sus. Mor! Și ciorapii ăștia! Superb! Deci era să uit, mi-am mai cumpărat acești tanga de baie, că numai brazilieni nu sunt ăștia. Așa, m-am obosit. Mi s-a mai fost și punga aia, mama! De la Penti. Îs așa, un kilot foarte decoltat. Mi-a plăcut pentru că în față avem acest V, care știți că se poartă acum. Și în spate e cât se poate de tanga. Nu i-am probat, se închidea magazinul, am fost în ultimele 15 minute, dar na, se închide. Adică dacă mergi la fără un sfert din câte ați auzit ieri, nu e închis. Na, la ăștia am fost la fără 20, tipa a fost foarte drăguță și m-a încasat cu cardul. Or fost 85 de lei, adică e doar un kilot. Dar m-am bazat pe faptul că sunt mai de calitate și l-am luat așa unul simplu negru, fiindcă am o grămadă de sutiene rămase, căpătate, de la costume care au kilotul nașpa, care îmi plac și vreau să le port și am nevoie de un kilot negru bun. Sper că-mi vin. Na. Bun. Mai departe. Hai să vedem. Deci au fost nu știu ce oferte recent de tot felul. Ba transport gratuit, ba primeai nu știu ce gratis și acest nu știu ce. Sunt astea, de fapt. Eu am făcut două comenzi separate. La 150 de lei primeai unul dintre spray-urile astea la alegere. Eu, pentru că am făcut două comenzi, de-aia am făcut două comenzi, ca să mi le iau pe ambele. Wild Berries și Ruby Sheer. Orhidei. Orhidee și berries. Da. Sincer, le-am mirosit. Ăsta roșu îmi place mult mai mult. Ăsta miroase mai... a berries, dar mai subtil, parcă ăsta miroase mai puternic. Sunt foarte faine, am văzut că acum s-au lansat și le poți cumpăra, că era practic un produs nelansat, știi, când îl dădea gratis, dar ăsta miroase super, deci avea capac, dar se pare că s-o pierdut pe drum, adică la mine în bucătărie, că l-am probat, miroase foarte fain. Vrei să-i dea, mama? Nu îl dau, evident. Vai, miroase a... Doamne, ăsta miroase... Trebuie să-l iau neapărat cu mine în vacanță. Miroase amare, miroase ca și cum ai fost la plajă. Așa mi-l imaginez eu. Și ai venit la hotel și ți-ai făcut un duș și ești faină și creolină și bronzată și te simți foarte curată și te dai cu cremă pe tot corpul și te dai cu rimel și atât și arăți bine, gen, știi că așa e când vii de la plajă și dai cu parfumul ăsta și mergi la cină. Atât! Deci eu nu cred că mi-a niciun parfum la mine în Turcia. Nu m-aș preordina astea de corp. Ăsta o să zboare cu mine și mai am unul de la Shaik pe care l-am eu în... am o treabă cu el. Îmi place tare. Da, hai să vedem ce am mai luat. Deci am luat un săpun de mâini din ăsta, olive, nu știu cum. Îmi place mult gama asta. Bogdi se spală cu gelurile astea de duș și nu mai sunt în stoc de vreo 2 luni și avem o problemă. Noroc că mai avem acasă câteva. Mi-am luat un aloe soothing gel după soare, să te dai dacă cumva simți neplăceri. Așa îi, mă așteptam să fie mai mare, are 110 ml. Nici nu l-am scos din cutie. Da, o să-l luăm cu noi pentru că l-am luat special pentru vacanța asta. Cine știe ce mai pățim pe acolo, că la Turcia 45 de grade. Adică așa au fost când ne-am dus noi vara trecută. Da, au fost august, bănuiesc că acum o să fie mai răcoare. Avem aici un ulei de bronzat cu SPF 6, l-am luat doar așa. În cazul în care, că nu prea folosesc, în general mă dau cu SPF, mai ales în Turcia. Eu am mers destul de des la turci și știu cum stă treaba acolo cu soarele, e foarte, foarte puternic. Bronzul ține foarte puțin, bronzul de Turcia, ai venit acasă, ai făcut 2 băi în vană și poți să-l uiți. Dar e foarte fain la ei și e chestia mea preferată. Tocmai am filmat un video pe TikTok în care era chestia aia cu mami, ți-am promis că te duc la Paris, știi? Și... gen, aveam de gând, am și scris asta, doar că l-am salvat în schițe, nu l-am postat încă. Aveam de gând să scriu... sunetul începe cu, dacă îi spui așa, 100% în pace, ceva de genul ăsta. Și pe aia vine, mami, ți-am promis că te duc la Paris, știi? Și am scris că mie ar trebui să-mi spună că mă duce la turci. Super, aplauze, vă rog! Mi-am luat aceste 2 sheet masks, ăsta e cu mușețel și ăsta e cu levănțică. Unul de hidratare, unul de renewing. Nu știu de ce mi le-am luat așa, mai am și alte modele acasă. Îmi place tare să le folosesc, mai ales pe astea hidratante după soare, că am mai folosit. Ok,
Mi-am luat crema de corp Bliss, pe care o mai am o dată acasă și e pe gata, mai am foarte puțin în ea. Îmi place pentru că, sinceră să fiu, nu hidratează extraordinar, dar are un miros genial și pe mine, într-o cremă, nu mă interesează neapărat hidratarea, atât cât mă interesează mirosul în cremele de genul ăsta. Și vă zic de ce. Pentru că eu, de fiecare dată după ce fac duș, mă dau cu ulei de bebe, care mă hidratează senzațional. L-am descoperit până acum, cu orice creme m-am dat și orice am folosit, nu am fost mai hidratată decât cu uleiul ăsta de bebe. Chiar am încercat toate variantele. La un moment dat întrebam așa fete, știi, na, evident pe care le cunoșteam, le vedeam picioarele vara și mă gândeam, man, dar cu ce te dai că ești așa hidratată? Deci eu dacă nu mă dau cu ulei de bebe pe picioare, efectiv mi se crapă, zici că e Sahara, zici că e nu știu ce e aici la mine pe picior, mai ales acolo în față, o piele atât de deshidratată ce pot să am și nu e vorba de deshidratare la mine pentru că eu chiar beau apă. Eu sunt genul ăla de persoană care bea apă, mă duc la baie din jumătate în jumătate de oră pentru că beau apă în continuu, mie mi-e sete. Nu știu, așa e pielea mea, așa că am nevoie de mega hidratare. Recomand, miroase bine. Ok, am luat de soare iară acest SPF 50 de față, îl mai am o dată acasă, mai e jumate în el, dar îmi place. Eu cu ăsta de față m-am dat și pe corp, adică n-am nevoie pe corp de protecție 50 pe picioare, înțelegi? Pe picioare mă dau și eu cu un 15, mă dau cu un ulei din ăla, dar pe piept, pe umeri, pe mâini, pe față mă dau cu 50. Avem aici două parfumuri Her Passion. Her Passion, cred că le-am primit în urma ceva campanie care au fost pe activări sau pe chestii de genul ăsta în lunile trecute, bănuiesc că prin aprilie sau ceva de genul, fiindcă eu nu cumpăr parfumuri de la pharmacy în general. Doar acum, doar de data asta am cumpărat unul, fiindcă l-am acasă și l-am luat ca să-l dau cadou, pentru că îmi place foarte tare cum miroase. Pe astea le-am primit cadou, v-am spus, pe activări din astea. Și eu tot o să le fac cadou. De ce nu cumpăr parfumuri de la pharmacy? Pentru că eu colaborez deja cu Shaik Parfum. Toată lumea știe chestia asta. Și orice parfum trece mie prin cap, îl pot avea. Mulțumită lor, dragii de ei. Îi iubesc foarte tare. Așa că da, n-am nevoie de parfumuri, sub nicio formă. Hai să mergem mai departe. Cu ocazia asta mai avem un parfum, Bliss. Pe ăsta l-am cumpărat, mi se pare, în set. Pentru că a fost set cu nu știu ce. Nu mai știu cu ce, să fiu sinceră. Cu rujul ăsta, vai, abia așteptam. Eu pentru rujul ăsta am făcut comandă, de fapt, știți? Deci, parfumul ăsta Bliss l-am cumpărat ca să-l fac cadou. Și pe ăsta. Pentru că a fost set cu rujulețul ăsta, care se cheamă Fuchsia Buchet și este favoritul lui Ruxy. Și au spus că o terminam vreo 3 rujuri din astea în vreo 2 luni și sunt foarte curioasă cum stă și mie pe buze cu nuanța asta. E un roz din ăla turbăciune, gen, doar că momentan, din păcate, nu-l pot încerca, fiindcă sunt deja dată cu turbăciunea aceasta de roșu. Pe buzele lui Ruxy, Fuchsia Buchet ăsta arată incredibil și abia aștept să mă dau să văd care-i treaba cu el. Ok, și pe ăsta e ăla de care vă spuneam că îmi place foarte tare de la pharmacy, parfumul Reina. Cred că costă undeva la 50 de lei. Miroase arabesc. Nu știu, miroase a parfum arabesc. Miroase foarte puternic și dulce și are un puf din ăla așa, ca și parfumurile scumpe, gen, știți, care se dispersează fain. Apreciez foarte tare chestia asta la un parfum. Nu știu exact de ce. Poate pentru că dacă dai pe gât, nu-ți curge așa o chestie, știi, pe tine, apasă, ci pur și simplu se, nu știu, te îmbăluie mireasma, nu curge de pe tine să rămâi udă. Știți la ce mă refer? Na. Aici ce am? Mi-am luat o cremă de față, cred. Da, cu din asta mi-am luat. Calendula. Eu am crezut că mi-am luat cu gălbenele. Da, mi-am luat o cremă de față care să mă dau seara, fiindcă foloseam din aia cu tea tree oil. Mi-a făcut foarte bine, să fiu sinceră, deci chiar mi-a plăcut crema aia cu tea tree. Ca și consistență, ca și cum a intrat în piele, n-am făcut coșuri de la ea, nu nimic, ba din contră, mi s-a părut că am arătat bine, gen după o săptămână după ce am folosit-o, că am folosit-o cu pauze, dar nu mai suport mirosul. Și nu-mi spuneți că sunt gravidă, pentru că nu sunt. Sunt unele persoane cărora nu le place mirosul de tea tree oil și se pare că eu mă aflu printre ele. Aici ce mai avem? Pe ăsta, da, deci pe ăsta l-am cumpărat special ca să mă dau pe picioare în Turcia. Este un unt
Pentru plajă, vreau să-l și deschid. Să-l văd cum miroase. Wow, miroase a plajă! Miroase a plajă! E un unt cu SPF 15 și l-am cumpărat special să mă dau pe picioare cu el în Turcia. SPF 15, vezi? Adică nu-i nici 30, dar nici 5. Na, fain. Aici ce am? Tinted lip plumper. Oh my god! Ori scos ăștia nuanțe noi de lip plumpere și mi-am cumpărat și nuanța asta pentru că nu o aveam. Foarte inteligent, cu siguranță nu o să-l folosesc. Nu mă dau niciunde. O să-l fac cadou, de pe acum știu. Îi maro și mai am unul maro și mai am unul care e un pic mai deschis ca ăsta. Practic, dacă le-ai combinat pe cele două, ai scoate exact nuanța asta, îți spun eu, după ochi. Am încă 4 nuanțe de la chestia asta acasă și nu am nevoie de el. Ok, și aici ce mai avem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parfumuri Hera. Minunat! Trebuie să-i deplasez lui soacră mea, pentru că ea face numai lucruri minunate cu parfumurile astea, gen le face cadou oamenilor. Oamenilor dragi! Ok, avem 7 parfumuri Hera. Minunat! Eu mai am pe aici câteva sătulă de ele, credeți-mă, de Hera. M-am bucurat acum că am mai primit și un Her Passion. Aici ce avem? Niște mostre, Lumii Radiance, de cremă de față. Mă, n-ar fi o idee proastă să iau astea cu mine decât să car dita mai butoaiele. Cam o grămadă de mostre. Uite și Resurface cu SPF 30. Da, foarte inteligent ar fi. Să-mi iau astea la mare, știi? În loc să car butoaiele alea de creme, ce cine știe le mai sparg. Asta e mostră de șampon Reviving. Asta nu mă interesează că am butoaie de șampon Reviving acasă. Cutia numărul 2, prieteni. Ok, i-am luat lui Bogdi niște geluri din astea de duș. Și de ce spun că lui Bogdi? Pentru că lui îi plac foarte tare astea. Și eu nu mă prea spăl cu ele, că eu îmi cumpăr din alea mai cu parfum, gen mai pronunțat. Cum ar fi, mi-l iau pe la cu lavandă de la farmacie, nu astea. Astea miros și ele foarte tare, doar că eu m-am plictisit de toate. Deci, bun, la stoc. Ce mi-a mai luat iar? De spălat pe jos. Cu siguranță nu dețineam așa ceva acasă. Mai am vreo 8. Așa, 8. Așa, da? Deci 8 butoaie de genul ăsta. Am mai cumpărat două bucăți de ceară de sprâncene. Să rămânem la asta. Unul să-l dau la Risa pentru că îl mănâncă și ea și eu. Și unul pentru mine, evident. Am luat un săpun cu aminoacizi, pe care teoretic ar trebui să-l folosească bărbații după bărbierit, dar e foarte fain și ne ajută și pe noi. Eu am de gând să mă spăl la subraț cu el. Alo! Mami! Ce faceți, măi, șmecherilor? Da, revenind, am de gând să mă spăl la subraț cu acest săpun pentru a îndepărta mirosurile neplăcute și chestii de genul ăsta. În fine, filmele mele. O apă micelară, pe astea le folosesc când am un machiaj din ăla super heavy, de care gen nu vreau să mă chinui foarte tare să-l dau jos. Și, na, mă dau cu asta și pe aia mă spăl cu cerea de. Am un fard! Am un fard și am găsit capacul de la ăsta. Capacul de la ăsta. Am un fard și atât. Și mai mostre. Aceleași mostre pe care vi le-am arătat. Deci vreau să văd cum e fardul ăsta și am terminat. E bine? Unde ziainta? Am filmat un TikTok, vreau să ți-l arăt. Că nu știu care, pe care să-l postez acum. Deci avem acest fard, uai, sper că nu ești fard, mama. A, nu. LOL, ăsta e blush? E blush. Cap pătrat. Am crezut că e fard, e blush. Deci, incredibil. Uai, nu știi tu să-mi dai ăla unde-i. Nu dai blush-ul ăsta, iubire. E unul sertar. În primul sertar, arată ca și ăsta, e acolo mai în dreapta, gen unde e ăla de sprâncene. Nu, iubire, nu-l vezi că e de mic, uite-te aici. Sunt mai multe, gen 4 una lângă alta și în, nu acolo, nu la alea multe. Lângă e unul care e singur, dar în partea din dreapta, acolo trebuie să fie, în lăbița aia transparentă, mai din dreapta. Probabil că da, probabil că ăsta-i. L-a găsit! Bravo, iubire! Deci, eu dețin ăsta, care tot timpul am spus că e un dupe de la Dior, mai ales cum se așează pe față. Deși tind să cred că, de fapt, ăsta ar fi dupul, fiindcă ăsta pe care eu l-aveam, mi se pare că sunt aceleași nuanțe, bine, ăsta e cu un pic de ulei și se vede așa de la SIDEF, dar ăsta e mat și ăsta e cu SIDEF.
Vai, abia așteptam să văd cum e ăsta. Na, acum au plecat. Ce faci, te joci? Dă-mi un pic cu pensulă, că acum termin. Vreau să probez blașul ăsta. Deci, da, asta a fost intenția mea. Se pare să-mi cumpăr un blaș ca și ăsta care să nu aibă sidef. Nu aia, iubire. Aia care seamănă cu aia din borcanel de acolo, tot neagră. E sumasă. Aia. Bravo. Asta e pensula mea de blaș. Am pensule de la Kailin. De pe kailin.ro le-am cumpărat. Nu știu, așa arată, nu știu să vă spun că nu mă pricep. Larisa mi-a zis, ia-ți pensulele astea. În regulă. Se întâmplă ceva produs în zona asta. Mă fac clown, iubire, ce zici? Wow. Wow, e frumos? Ce faceți, măi, iepuri, aici? Faceți mie gălăgie la vlog. Da, ăsta nu-i deloc un machiaj la care să-ți pui blush, mai ales cu buzele astea, pentru că, după cum am spus, am devenit clown. Dar haideți să luăm un moment în care să apreciem acest blush, pentru că imediat o să mă demachiez. Wow, minunat. Na, în fine, cam asta ar fi, poftim, iubire. Na, dacă vreți să vă comandați chestii, vă las linkul în descriere, dacă nu uit, pentru că de fiecare dată zic că vă las linkul de la farmacie și niciodată nu-l las. Cred că am un singur vlog pe YouTube în care am linkul. Mă pun să strâng aici că am făcut dezastru. Și, na, v-am pupat, asta am avut să vă arăt. Ne vedem în vlogul următor, care sper că o să fie vlogul de la nuntă. Aștept de la Nicola Events un trailer special pe care vreau să-l postez pe YouTube. Mai avem de setat doar niște detalii, cum ar fi muzică și așa mai departe pentru el. Dar aștept cu nerăbdare să-l văd. Atât trailerul nostru de la nuntă, știi că toată lumea are un trailer, cât și cel de postat pe YouTube, și sunt sigură că și voi vreți să-l vedeți. Na, ne vedem în vlogul ăla. V-am pupat!